Un sat mic de munte cu un potențial extraordinar, fantastic de dezvoltare. Este vorba despre Râul Sadului din județul Sibiu. Dragii mei, noi am fost acolo și am stat de vorbă cu primarul. Am discutat multe despre viața la munte și proiectele pentru dezvoltarea comunității prin valorificarea patrimoniului natural, dar și uman. Sunteți în comuna Râul Sadului, comună situată în zonă de munte, la poalele munților Cindrel pe o parte și munții Lotrului pe cealaltă parte, situată în marginimea Sibiului. Ce v-ați propus pentru acest mandat de primar? Ce obiective aveți dumneavoastră în cadrul comunei? Sadul nostru e destul de micuț, avem o populație destul de mică și destul de greu să accesăm proiecte pe fonduri europene, proiecte mari de infrastructură, dar totuși avem pe lista noastră de priorități câteva. Avem cumva asigurată rețeaua de apă și este necesar să încercăm și înființarea unui sistem de canalizare, deoarece nu există la momentul de față canalizare în comuna Râul Sadului, avem în lucru un studiu de fezabilitate. Dacă va ajuta Dumnezeu să putem aduce și gazul, chiar dacă pădurea cade pe noi, dar poate ar fi indicat să aducem și gazul către locuitorii de aici, să creăm niște utilități în plus. Și totodată și dezvoltarea părții de turism. Partea de turism, asta cred că este viitorul comunei noastre. Agroturismul, turismul rural, ecologic. Ce fonduri v-ați gândit să accesați? Îndeplinirea acestor obiective. Păi va trebui să urmărim un pic agenda, să vedem ce fonduri sunt pentru partea de turism. Noi am început de vreo 2 ani cumva promovarea zonei și a producătorilor locali. Sunt în comuna noastră vreo 10-15 pensiuni turistice, dar trebuie să venim și cu crearea de servicii și activități conexe doar cazării la pensiunile respective. Și ce fonduri mai, din ce fonduri mai provin sursele pentru finanțare? Păi, pentru primării dumneavoastră? Fonduri guvernamentale, fonduri europene, buget local, chiar și Consiliul Județean au agenda comunității, agenda culturală pe care putem accesa finanțări pentru proiecte de dezvoltare, pentru activități pe care le încercăm noi aici. Am și avut anul trecut, am accesat pe crearea unor trasee de drumeție care să treacă prin toată zona asta a noastră de dealuri. Avem un proiect care se numește Țara Colibelor. Renovarea câte unei colibi în care bunicii noștri trăiau, locuiau pe vremuri și acum cumva au rămas în degradare, au rămas părăsite. Și ca să aducem o plus valoare zonei și să nu le lăsăm să cadă de tot, am încercat proiectul acesta cu niște colaboratori de la Sibiu, Consiliul Județean în parteneriat, renovarea colibelor respective. Și proiectul se numește Țara Colibelor. Ce erau acele colibe? Păi colibele erau loc, sălașele, construcțiile în care bunicii noștri locuiau și alăturat erau și grajdurile sau șurile în care țineau oile. Fiind câte? Un sat de oieri aici, pe vremuri. Câte colibe sau ce număr de colibe? Păi în vechime erau undeva peste 200 de colibe pe toate dealurile de la noi din împrejurim, dar acum dacă au rămas 70, dintre care poate 20 funcționale în momentul de față. Și ce va mai implica acest traseu? Vizitarea turiștilor? Păi vizitarea, turiștii pot veni să încerce traseele acestea de drumeție, vizitarea colibelor respective, chiar se poate și nopta, cel puțin o noapte la una, două dintre colibele acestea. Și ei pot încerca activitățile pe care oamenii le desfășoară vara pe aceste dealuri. Să meargă la fân, să meargă cu oile, pot vedea cum producătorii își prepară brânza și mulg oile la fața locului. Adică pot trăi o zi, două, exact activitatea zilnică a producătorilor, a ciobanilor noștri de aici din zonă. Deci mai aproape de natură și de viața. Exact, exact, de viața de zi cu zi și viața muncii de pe dealuri, sigur. Ce alte obiective mai aveți în plan și piedicile pe care le întâmpinați din pricina faptului că aveți o comună, gestionați o comună mică, cu da, număr mic de locuitori? Asta este un, pe o parte, e și un avantaj că avem liniștea noastră aici, dar pe altă parte este și un dezavantaj datorită faptului că sunt puțini locuitori, nu prea ne încadrăm la proiectele de finanțare pe fonduri europene, astea mari. Trebuie să avem minim 2000 de locuitori să putem accesa
pentru gaz, pentru canalizare, da. De exemplu, la gaz trebuie ia să asigurăm 1000 de branșamente per proiect, ceea ce nu putem, doar într-o asociere cu alte comune, ceea ce și încercăm să facem cu colegii vecini. Cam câte gospodării sunt în comuna dumneavoastră? Până în 300 de gospodării. Și din păcate, după pandemia asta a început să scadă. Va trebui să încercăm și să gândim o strategie să ținem tineri în comună, să le creăm niște locuri de muncă sau să le oferim niște avantaje de a sta aici, de a munci aici, de a-și dezvolta o afacere proprie, chiar și agroturism, producție locală, deoarece se depopulează încet, încet comuna. Producătorii sunt producători mici, mijlocii, în ce categorie se? Păi da, nu, putem spune că producătorii sunt la o categorie de producători mici, cu o producție mică, sezonieră, dar de calitate, putem spune. Ne putem lăuda aici la noi Răusadului cu brânza de burduf. Brânza de burduf care se produce doar în sezonul de vară, în zona de munte, în pășunile care se află pe munții Lotrului. Fiind pășun de înălțime, este o altă calitate a ierbii, de aceea și calitatea brânzei este superioară ca ce putem găsi prin alte zone sau în hipermarketuri. Și oile de altă dată ale strămoșilor noștri au fost locuite cu vaci, cu porci, acum în gospodării? Mai avem câțiva producători de oi, dar în trecut, într-adevăr, toată comunitatea noastră se ocupa cu creșterea oilor. Ulterior au trecut pe creșterea vacilor, o parte dintre ei au și plecat, mai este activitate forestieră, să zicem, aici în zonă. Putem vorbi și de S-a diversificat un pic activitatea asta oieritului. Deci majoritatea lucrează în domeniul forestier. O parte, o parte din muncitorii bărbați. Da, locurile de muncă sunt și în partea aceasta forestieră, exploatări forestiere. Deci asta ați încercat, nu să mai atrageți și fabrici și... Păi am avut o discuție la un moment dat cu cineva pentru a putea crea niște locuri de muncă. Era interesat un domn să facem o spălătorie de lână, ceea ce se și pretează, fiind zonă de mărginime, nu există așa ceva, dar din păcate încă nu s-a concretizat. Suntem într-o colaborare sau într-o discuție cu mai multe primării din mărginimea Sibiului să devenim o destinație de ecoturism pe mărginimea Sibiului. Da. Și aici sperăm să avem atu. Care sunt realizările cele mai mărețe? Păi, importante. Ca să putem dezvolta comunitatea și să atragem și investitorii în zonă, prima dată trebuie să asigurăm partea de infrastructură. Fie că plecăm de la extinderea rețelei de apă, curent, iluminat public, după care reabilitarea drumurilor de hotar și drumurilor comunale care sunt în zonă, astfel putem dezvolta încet, încet câte o anumită zonă a comunei și să atragem investitorii în zonă. Astea ar fi prioritățile de anul acesta. Sunteți foarte buni prieteni și vecini cu cei de la Sadu, comuna Sadu. Da, păi ne și învecinăm oarecum da, cu schimb de informații. Cea mai apropiată localitate pe drum auto este comuna Sadu, iar ca și limită administrativă ne învecinăm și cu Rășinarul pe partea aceasta, la altă, dar nu avem un acces direct către Rășinar, doar trecând dealurile, cum făceau bunicii noștri. Da. Da, colaborăm, ne schimbăm ideile, încercăm să avem și proiecte comune, dacă se poate și ne ajută, asta e cel mai indicat. Mult succes și felicitări pentru această comună, o oază de liniște. Da, chiar este o zonă de relaxare și de liniște și invităm lumea să vină să ne viziteze.